găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege Bine, o emisiune de promovare electorală, în cadrul căreia candidații își prezintă proiectele pentru următorii 4 ani de zile, dar și competențele pe care le au pentru funcțiile administrative la care candidează pe 27 septembrie 2020. Astăzi, iată, vine în fața dumneavoastră domnul Dumitru Prigoreanu, edilul comunei de Leni, candidat PNL pentru funcția de primar. Bun venit! Bine v-am găsit, domnul Cojocaru. Mă bucur să ne revedem aici la dumneavoastră acasă, la Pașcani. Câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru cei care nu vă cunosc. Evident, concetățenii dumneavoastră din comună știu foarte bine cine sunteți, dar sunteți la o televiziune din Pașcani care emite și în zona Cârlău. Așadar, câteva cuvinte despre dumneavoastră. Am 51 de ani, sunt căsătorit, am un copil, 2 nepoți, sunt primar al comunei de Leni din anul 2008. Am hotărât să candidez pentru un nou mandat, pentru că eu consider așa că pregătirea profesională și aptitudinile, experiența căpătată și dovedită în mandatele de primar, pentru că tot ce s-a întâmplat la de Leni în ultimii 3 ani, sunt o certitudine că în mediul rural, acolo unde se vrea, se poate și unde administrația este orientată către prioritățile cetățenilor, ei văd lucrul ăsta și atunci susțin tot ceea ce se întâmplă la nivelul unei comunități ca de Leni. Ce ați reușit să faceți în această perioadă de când sunteți primar? Sunt convins că ați avut multe provocări, proiecte. Ce anume ați reușit să duceți la bun sfârșit? Eu sunt de regulă un om foarte bine organizat și o să fac introducerea aceasta în felul următor. De unde am plecat? Pentru că am plecat dintr-un punct. Ce s-a întâmplat în perioada asta? Unde suntem acum și ce ne propunem pentru perioada următoare? În anul 2008, când am preluat mandatul de primar la Comuna de Leni, Comuna de Leni nu era tocmai într-o situație foarte fericită. Veneam după o administrație condusă de PSD, o perioadă bună de timp. Primăria Comunei de Leni la acea perioadă a fost implicată într-un proces cu Sapardu și spun lucrul ăsta nu cu bucurie, pentru că este vorba despre comuna pe care eu o reprezint, dar a însemnat 5 ani de pierdere pentru Comuna de Leni și Comuna de Leni a luat startul mult mai târziu decât alte comune. Pentru că prima finanțare europeană am depus-o în anul 2013. În această perioadă am pierdut 2,5 milioane de euro proiecturi pe fonduri europene. Era cu modernizarea satului românesc. Primăria Comunei de Leni nu a putut accesa acești bani, ceea ce a însemnat, cum să vă spun, o pierdere foarte mare. Mai mult de atât, la acel moment primăria risca să returneze $1 milion înapoi, plus majorări și penalități, ceea ce ajungeam undeva la vreo 4,5 milioane de lei. Era un dezastru pentru Comuna de Leni. Am reușit să depășim această situație cu implicare și aș putea să spun că Comuna de Leni a început să fie un șantier mereu în lucru chiar din anul 2008. Cu toate că n-am reușit să accesăm finanțări europene, am reușit să fim un șantier. Un alt lucru care trebuie să-l remarc este că la nivelul administrației de atunci, cei care au condus administrația au rămas cu procese, au rămas cu sume pe care trebuie să le plătească bugetului local și bugetului de stat. Cumva de Leniu avea o pată neagră acolo undeva și acest lucru a trebuit recuperat. Eu consider că prin tot ce s-a întâmplat la Comuna de Leni din 2008 și până în prezent, am recuperat timpul pierdut și din contra. Am devenit astăzi, când vorbim, o comună de invidiat și chiar mulți se întreabă cum de la de Leni se reușește să se facă pași rapizi spre dezvoltare într-o perioadă, că am avut perioada de criză, acum vorbim despre o pandemie, dar cu toate astea lucrurile se dezvoltă aici. O să fac un scurt istoric al sumelor și o să mă refer doar la anul 2016-2020, pentru că ne-a luat foarte mult timp să ne referim la întreaga perioadă de cei 12 ani de mandat. Deci Primăria Comunei de Leni, începând cu anul 2013, a putut depune proiecte europene. Pe mandatul 2016-2020 am accesat fonduri europene în valoare de 1.858.000 de euro. Asta înseamnă infrastructură, drumuri
7,6 km de drum finalizat, after school în execuție, grădiniță Feredeni în execuție. Pe programul național de dezvoltare locală, Primăria Comunei Deleni depune proiecte. Atunci au fost două priorități ale Guvernului României, pentru că întotdeauna eu am depus proiecte pe prioritățile guvernamentale, pe prioritățile care au fost stabilite la nivel de Uniunea Europeană, nu am depus proiecte așa cum mi-a venit mie. Noi atunci am depus proiecte pe infrastructura școlară pentru că a fost declarată prioritate zero, pe apă canal, pentru că și această măsură a fost declarată prioritate zero pentru România, pentru că risca să intrăm în infringement, pentru că nu avem implementat la nivelul României aceste resurse. Am reușit să obținem finanțări pentru școlile din Comuna Deleni și astăzi când vorbim, toate școlile și grădinițele din Comuna Deleni au grupuri sanitare la interior. Suntem aproape cu toate lucrările finalizate, mai puțin școala Poiana unde se lucrează. Până în decembrie avem certitudine că o să finalizăm și acolo. Și grădinița Feredeni, care și ea este în execuție, este o grădiniță care ar fi trebuit să fie terminată, dar datorită faptului că constructorul nu reușește să facă față acestei lucrări, o să vedem cum rezolvăm acolo. Nu am reușit să obținem finanțare pe apă canal, datorită, o spun fresh, da? Nu s-a dorit la nivel de PSD Iași ca Deleniu să ia finanțare pentru apă canal, motivat de faptul că noi facem parte din master plan și o să dezvoltăm acest serviciu prin fonduri structurale, prin fonduri europene. Valoarea totală a investițiilor pe care le-am obținut prin PNDL a fost de 1.275.000 de euro. O să vorbesc în euro ca să ne fie mai ușor. A treia componentă în dezvoltarea Comunei Deleni a fost parteneriatele pe care noi le-am avut încheiate sau sursele pe care le-am putut atrage de la diversi operatori cu care noi suntem în parteneri. Aici vorbesc de Delgas Grid, de Apa Vital și despre Gaz Nord-Est. Toți banii atrași împreună cu acești parteneri în această perioadă a fost de 1.163.000 de euro. La ora actuală se finalizează extinderea rețelei de fapt modernizarea rețelei de iluminat în satul Maxu și Deleni cu o valoare de peste 1,2 milioane de lei. S-a finalizat extinderea rețelei de gaz în zona șoseaua națională Maxu cu o valoare de 1,1 milioane de lei și se finalizează extinderea rețelei de apă în zona șoseaua națională, zona Țărinca Maxut și zona Deleni cu o valoare de 2,9 milioane de lei. Investiții foarte mari făcute în parteneriat cu acești parteneri. Și vine și componenta bugetului local, pentru că Primăria Deleni, datorită faptului că reușește, și o spun, cum să vă spun, cu toată responsabilitatea, reușește să-și administreze foarte bine resursa financiară, a reușit să investească din bani de la bugetul local în perioada 2016-2020 2,2 milioane de euro. Deci este o componentă și o sumă foarte, foarte mare. Aici ar vrea să precizez așa. Avem finalizată rețea de extindere gaz. În Comuna Deleni avem făcut extindere de gaz undeva la 37 de kilometri. Astăzi când vorbim, o comună reușește să-și facă extindere de rețea de gaz cu resurse financiare în parteneria cu Gaz Nord-Est. Comuna Deleni fiind o comună foarte... Este cea mai mare comună ca întindere din județul Iași. Avem 110 km de drumuri comunale și sătești înregistrate în domeniul public. Adică este foarte întinsă. Finalizat recala sediu primărie, acces primărie, finalizat alei pietonale în zona drumului județean. Am finalizat... Astăzi facem inaugurarea unui drum finanțat cu bani de la bugetul local, aproape 4 km de asfalt, care face legătura între satele Deleni, Slobozia, Feredeni și Poiana și care se integrează cu cei 7,6 km făcuți prin fonduri europene. S-a finalizat rețeaua electrică de la Velnița, extindere rețea apă în zona Țărinca, grădinița Poiana finalizată. Aș vrea să mai menționez aici că în ultimii 4 ani au fost făcute peste 1000 de accese la proprietăți,
pentru că am dorit, Comuna de Lemn fiind așezată într-o zonă... Acele podețe, da? Am făcut accese la proprietăți, este un lucru extraordinar, care noi l-am făcut. Avem construite sisteme de canalizare pe zonele unde s-a făcut asfaltarea prin fonduri europene, numai că ea încă nu este conectată, urmând ca în perioada următoare să demarăm și investițiile pe master plan. Deci, la nivelul Comunei de Lemn, în 4 ani de zile, din cele 4 surse de finanțare, am atras peste 7,125 de milioane de euro. Asta înseamnă că Comuna de Lemn a reușit să atragă 32.058.918 lei. Și am să fac procentual ca să vedeți că nu suntem o comună favorizată în ceea ce privește alocările guvernamentale. Pentru că este o poveste cu banii guvernamentali care se obțin foarte ușor și cu efort minim. Este cel mai ușor să depui proiecte, știți cum să vă spun eu, la PNDL, pentru că acolo, dacă ai o influență politică, reușești. Din total investiții pe Comuna de Lemn, banii care au fost obținuți de către Comuna de Lemn prin PNDL, deci bani guvernamentali, din total sume investite, vorbim numai de investiții, avem 17,8%. Fonduri europene 26,8%, fonduri încheiate cu parteneri 16,33%, iar din buget local am reușit să alocăm 29,79% pentru investiții. Eu zic că din banii, din taxele și impozitele. Da, eu zic că lucrurile astea sunt importante și ele vădit duc la dezvoltarea Comunei de Lemn. Astăzi, dacă dumneavoastră, care să spunem că n-ați mai fost în Comuna de Lemn de 4 ani, sau cetățeni care revin din afară după 2 ani, 2-3 ani, spun un lucru foarte simplu, că Comuna de Lemn arată mult mai bine decât în 2016 și cu siguranță în 2024 va arăta mult mai bine decât în anul 2020. Și vă dau doar 3 exemple. Pentru că aveți proiecte în derulare. Vă dau doar 3 exemple. Nu promisiuni electorale, astăzi când vorbim sunt proiecte certe, aflate în procedură de licitație. Și o să spun așa, construirea unei săli de sport în satul Maxut cu 180 de locuri, investiție finanțată prin Compania Națională de Investiții, ea se află în procedură de licitație, se va finaliza această procedură pe 22 octombrie, anul acesta. Valoarea totală acestei investiții este de 1,7 milioane de euro. A doua investiție, care a început în anul 2018 documentația, atunci când am avut drumuri afectate de precipitațiile masive din zona noastră, am depus la Compania Națională de Investiții refacerea a 3,2 km de drumuri prin asfaltare. Aceste drumuri, astăzi când vorbim, se află în procedură de licitație și vor fi finalizate în anul 2021 cu o valoare totală de 1,1 milioane de euro. Am dat două exemple cu finanțare certă, care în total ajung la 2,8 milioane de euro, investiții care vor fi finalizate în anul 2021. O altă investiție certă este dezvoltarea infrastructurii în apă canal, care se desfășoară la nivelul județului Iași, este proiectul mare prin POIM, investiții în infrastructura mare, cu o valoare totală de 13 milioane de euro. Acest proiect este în fază finală de implementare. Toate aceste trei proiecte la care am făcut referire însumează în total 15,8 milioane de euro, 74.260 de lei, sume certe, care vor fi infuzate în Comuna de Lemn în următorul an. Am făcut această zicere doar la proiectele certe. Mai departe urmează să continuăm investiții în infrastructura drumurilor. Avem pregătit documentații pentru încă 7,7 km de asfalt. Avem pregătit documentații pentru extindere de apă în zonele unde astăzi suntem deficitari. Pentru că seceta pedologică, care afectează întreaga, cel mai mult afectează, cred că, partea de sud și partea Moldovei, a creat mari dezechilibre în agricultură,
în, cum să vă spun eu, calitatea vieții, pentru că mulți oameni sunt afectate de aceste lucruri și atunci trebuie să investim foarte mult în așa ceva. O altă componentă importantă care ne preocupă este îmbunătățirea calității mediului sanitar. Vedeți, toată lumea, toată planeta a fost prinsă cumva nepregătită de această pandemie și suntem preocupați ca la nivelul satului românesc, în comuna de Leni, să avem asigurată o infrastructură sanitară corespunzătoare. Astăzi când vorbim, comuna de Leni are 5 medici de familie, avem un dispensar funcțional, este centru de permanență cu tot ce trebuie ca să funcționeze. Avem 3 asistenți medicali comunitari cu care împreună cu medicii de familie dezvoltăm și susținem tot ce înseamnă pe palierul ăsta viața oamenilor din comuna de Leni. Componenta importantă este educația. Deci fără educație nu ai viitor. Dacă finalizăm cele 2 investiții, școala Poiana și grădinița de la Feredeni, comuna de Leni, din punct de vedere al bazei materiale, este la standard de normalitate în ceea ce privește desfășurarea activității educaționale la nivelul comunei de Leni, ceea ce este un lucru extraordinar. Noi avem peste 1500 de copii, școlari și preșcolari, care învață în școlile din comuna noastră. Astea sunt doar câteva din lucrurile care s-au întâmplat la comuna de Leni. Dar cel mai bun mod de a vedea această schimbare a comunei de Leni este să mergeți la pas prin comuna de Leni și să vedeți cum arată comuna de Leni în anul 2020. Am câteva întrebări. Am văzut o preocupare în comunele mari, întinse, cu drumuri importante, o preocupare pentru dezvoltarea unui serviciu de transport public local. Sunt câteva exemple în județ. Aș vrea să știu dacă și dumneavoastră aveți în vedere un astfel de serviciu. La momentul când vorbim, comuna de Leni are așa, are un serviciu de taximetrie propriu. Avem în jur de 43 de taxiuri autorizate la nivelul comunii de Leni. Deci aș putea să spun că 43 de taxiuri, când auzi la nivelul comunii de Leni, probabil acum câțiva ani cineva ar fi spus, bă, nu se poate așa ceva la de Leni să ai 43 de taxiuri. Există și cu microbuze transport care se face de la Hârlău spre Deleni. Deci eu zic că din punctul ăsta de vedere la Deleni lucrurile stau bine. Ce înseamnă comuna pentru dumneavoastră? Vă întreb pentru că sunteți politician, sunteți la conducerea primăriei de 5 mandate, nu? Sau de 4 mandate? 4 mandate, da. Ăsta este al 4-lea mandat pentru care candidez. Eu am să separ un pic lucrurile. În primul și în primul rând, dacă vrei să fii primar, trebuie să ai cunoștințe și despre politica mare, pentru că trebuie să fii conectat la ceea ce se întâmplă în țara în care își desfășoare activitatea ca și primar, dar cel mai important lucru este să fii un bun administrator. Ca să fii primar, trebuie să cunoști foarte bine localitatea pe care dorești să o reprezinți, trebuie să existe o legătură între, să fii compatibil cu acei oameni, să-i poți înțelege, să poți găsi soluții la multitudinea de probleme pe care o au, pentru că viața omului din mediul rural s-a schimbat foarte mult. El dorește și pe bună dreptate să aibă acces la toate utilitățile și la toate beneficiile de care beneficiază și cei din oraș. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să cunoști foarte bine localitatea pe care vrei să o reprezinți și trebuie să fii foarte implicat în tot ce vrei să faci. Eu sunt legat de toate proiectele care s-au desfășurat în ultima perioadă în comuna de Leni. Sunt un om foarte implicat, sunt un foarte bun organizator și nu spun ca să mă laud. Și un lucru care este iar foarte important în administrație, trebuie să ai responsabilitate, adică să-ți asumi responsabilități pe orice domeniu. Nimic nu se poate face în administrație dacă nu ești un om profesionist și responsabil. Iar legat de politica mare, să știți că într-un fel se leagă administrația și de politica mare. Eu fac parte din cei care mi-am dorit și îmi doresc foarte mult un tratament egal, condiții clare pentru finanțarea administrațiilor publice locale,
pentru că asta este cheia succesului. Și la nivelul României, dacă se stabilesc câteva priorități la nivel național, ele trebuie păstrate, pentru că altfel ce se întâmplă? Vedem, o să ajungem în următoarea situație, o să avem localități cu drumuri asfaltate, o să avem școli bune în comunile noastre, o să avem probabil și asigurarea cadrului medical foarte bună, dar nu o să avem locuri de muncă, nu o să avem conexiuni, pentru că nu suntem legați de marile orașe, de vest și așa mai departe, și lucrurile astea sunt un minus pentru comunitățile noastre. La Beleni, ședințele Consiliului Local sunt ca un fel de spectacole, în sensul că sunt bine organizate și problemele cetățenilor sunt puse în discuție. Aș vrea să știu cum arată lista PNL cu candidații pentru Consiliul Local. Cine candidează și cât de important este legislativul local pentru dumneavoastră? O să încep în felul următor. Comuna de Leni și Consiliul Local, primarul, noi suntem așa un pic invidiați și chiar unii dau niște contre, pentru că ei spun, bă, la Deleni ședințele parcă sunt așa foarte bine gestionate, foarte bine organizate, unii zic regizate. Nu, noi suntem foarte bine organizați. În primul și în primul rând eu consider așa că ședințele unui consiliu local nu sunt telenovele, nu sunt locuri unde noi trebuie să facem top show-uri, să ne povestim întâmplări din nu știu ce. Ce se vede în ședințe, nu se vede munca din spate, pentru că toate proiectele pe care noi le avem, le discutăm înainte. În comisii. Nu numai în comisii, dar ele sunt realitățile pe care le are satul românesc. Și încercăm să găsim soluții cu sursele pe care le avem de finanțare. Asta este una. Acum, legat de lista de consilieri pe care Partidul Național Liberal o are la Deleni. De departe, vă spun cu toată sinceritatea, este cea mai bună listă de consilieri locali, pentru că aici se găsesc oameni care au dovedit că au calități manageriale acolo unde lucrează, sunt buni organizatori, au contact cu realitățile satului românesc și cu realitățile locului. Avem ingineri agronomi. Spune și numele lor, măcar câțiva primi. Știți care este problema? Eu pot să spun numele lor, dar nu aș vrea ca să nu spun numele cuiva și atunci să creăm o... Pentru noi echipa este foarte importantă și noi știm un lucru, că împreună suntem puternici. Da? Avem oameni care lucrează în agricultură, oameni care lucrează în învățământ, profesori, învățători, avem pensionari, avem tineri, avem oameni de afaceri, adică tot spectrul este regăsit în lista de consilieri locali a Partidului Național Liberal. Și este echipa care a dovedit că știe ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Pentru că noi ne-am păstrat lista din 2016-2020, am adus câteva persoane mai tinere și din învățământ am mai adus pe cineva, dar în general am rămas aceeași echipă. Să știți că nu este simplu să ții oameni în echipă în vremurile astea, când de peste tot se încearcă să se creeze dezechilibre. Noi nu suntem obișnuiți să lucrăm în echipă. La nivel macro mă refer, înțelegeți? Și acolo unde apare o echipă care funcționează așa cum este Consiliul Local de la Deleni, oamenii își pun întrebări. De ce? Pentru că noi vrem să ne dezvoltăm și vrem să transmitem și un mesaj către opinia publică. Pentru că politica nu înseamnă numai emisiuni de divertisment. Înțelegeți? Trebuie să ai responsabilitate și întotdeauna să pui în balanță ce poți face cu resursele pe care le ai, că nu avem resurse nelimitate. Bun, aveți un mesaj pentru cetățenii din Comuna de Leni, pentru cei care ne urmăresc? Da, nu aș vrea să închei înainte de a preciza două, trei lucruri și ceea ce am să spun acum va fi susținut de documente pe care o să vi le las dumneavoastră, pentru că nu aș vrea ca la un moment dat eu știu să fiți sancționat de CNA sau de cineva că am afirmat. În primul și în primul rând, toți cei care candidează la funcțiile publice, primar, consilier local și așa mai departe, depun o declarație pe proprie răspundere privind colaborarea sau nu cu fosta securitate, da?
Noi avem un candidat, trebuie să o spun cu regret, că nu m-aș fi așteptat niciodată ca Partidul Social Democrat, PSD-ul la Deleni, să vină cu un candidat care nu cunoaște comuna Deleni și a făcut buletin doar cu 2 săptămâni înainte de campania electorală. Cred că a fost o soluție care nu vine în, cum să vă spun, vine în totală contradicție cu ceea ce se întâmplă la Deleni și a venit cu un candidat, nici mai mult, nici mai puțin, care în declarația pe propria răspundere spune în felul următor. Că declar pe propria răspundere că am fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia în sensul articolului 2 litera. Ce spune articolul 2 litera? Pentru că este foarte important. Orice persoană care având calitatea de ofițer sau subofițer al securității sau al miliției cu atribuții pe linii de securitate, inclusiv ofițeri acoperiți în perioada 1945, 1989, a desfășurat activități prin care a suprimat, s-au îngrădit drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Comuna Deleni nu își poate permite la 30 de ani după Revoluție să aibă un candidat la funcția de primar care are o declarație în sensul ăsta. Partidul Social Democrat, PSD-ul, a greșit, din păcate, și în consecință va suporta consecințele. Arătați la cameră documentul. Nu. Aceasta rămâne la dumneavoastră. Persoana respectivă... Aia este declarația mea, dumnealui are declarat acolo... Eu am scris nu am, el a declarat că am. Persoana respectivă a fost într-o emisiune. Am urmărit emisiunea la așa și a spus că a fost ofițer de securitate pe timpul fostului regim. Acum, știți, mai e o poveste foarte complicată acolo la Deleni. Noi am discutat-o, eu cu dumneavoastră am discutat-o și în 2012, dar am să fac câteva precizări. Dumnealui spune în felul următor că a adus în comuna Deleni un sfert de milion de euro. Așa îi place dumnealui să se exprime. Investiții la parcul de la Poiana, un sfert de milion de euro și că și-a pierdut casa datorită acestei investiții și că nu știu ce. În primul rând, dacă ți-ai pierdut casa într-o afacere, înseamnă că nu ești un bun organizator și cu atât mai mult nu ai ce să cauți în administrație. Asta este părerea mea. Doi, dumnealui spune că a investit un sfert de milion de euro. Eu am luat de pe site-ul Ministerului de Finanțe 3 ani din cei 13 ani în care dumnealui a desfășurat activitatea acolo, nu a plătit niciun leu la bugetul local, redevență refuză să plătească de 13 ani, la bugetul de stat nu a plătit nimic. Dumnealui a spus în emisiunea dumneavoastră că îți dorește nu să fie un mic burghez, să fie un mare burghez. Eu consider așa. Un mic burghez sau un mare burghez, în primul și în primul rând, trebuie să fie o persoană responsabilă care își plătește obligațiile contractuale și obligațiile față de stat, că statul nu se poate dezvolta altfel. Dar să vedeți, în bilanțurile dumnealui, și o să le luăm anul 2019, fără pandemie, cifră de afaceri totală într-un an de zile, 7.364 de lei. 7.364 de lei cifră de afaceri la o investiție de peste un sfert de milion de euro. Activele totale imobilizate în evidența lui contabilă, mijloacele fixe la care dumnealui face referire, este de 80.000 de euro maxim. 325.894 de lei. Deci nu se regăsesc în actele contabile. 2017, cifră de afaceri totală. Venituri totale înregistrate într-un an de zile. 2017, 9.167 de lei. 2015, 19.450 de lei. Am vrut să prezint lucrurile astea pentru că pe rețelele de socializare în comuna Deleni este difuzat o telenovela parcului. Da? Există doar o singură explicație. Ori omul nu știe să-și gestioneze afacerea, ori face evaziune fiscală. Nu poți să ai cifră de afaceri într-un an de zile, 7.623 de lei. În rest, nu am nimic personal cu domnul de la parc, absolut nimic personal, dar dumnealui nu are nimic cu comuna Deleni și credeți-mă, nu cunoaște realitățile satului românesc. Mai dau un exemplu că este foarte important și oamenii sunt legați de acest lucru. Comuna Deleni în ultimii ani s-a confruntat cu o mare problemă pe fond funciar. Cum rezolvăm această problemă la Deleni?
Noi avem în programul național de cadastru și carte funciară, care se desfășoară în perioada 2016-2023, încheiate contracte pentru intabularea gratuită a peste 7800 de hectare teren extravilan. La momentul când purtăm discuția, deja avem 1218 cărți funciare făcute și mai avem de făcut, din totalul de 5377 de cărți funciare pe care le vom face, undeva la 1800 de cărți funciare. Asta înseamnă că vom rezolva gratuit intabularea terenurilor din extravilan, ceea ce va conta foarte mult pentru comuna. Mai aveți de eliberat titluri? Mai sunt probleme? Da, mai sunt pentru diferențele de care au fost reținerile de 3%, 8% în comuna de Len. Bun. Aveți un mesaj pentru cetățenii din comuna? Cu siguranță o să adresez un mesaj cetățenilor din comuna de Len. În primul și în primul rând le doresc să rămână sănătoși, pentru că este cel mai important lucru, ca să rămânem cu toții sănătoși. Cu siguranță, tot ce s-a întâmplat la nivelul comunei de Len în ultimii ani este și rodul implicării dumnealor, pentru că altfel nu s-ar fi putut, și le mulțumim pe această cale. Eu am convingerea că echipa Partidului Național Liberal, atât candidatul la funcția de primar, cât și echipa de candidați la Consiliul Local. Și vreau să mai menționez un lucru aici. Este foarte important să avem un partener corect și la Consiliul Județean. Eu am mare încredere în domnul Costel Alexe, pentru că este unul din tinerii Iașului care a dovedit că poate gestiona lucruri la nivel mare, pentru că dumnealui actualmente este ministrul mediului, este un minister foarte greu și face față cu succes. Și echipa Partidului Național Liberal la nivel de Consiliu Județean, mai ales că noi avem și un candidat din partea Partidului Național Liberal la Consiliul Județean pe locul 7 din zona Hârlăului, domnul Ciobăniță. Am convingerea că oamenii apreciază ceea ce se întâmplă la Deleni și sunt convins că, așa cum am făcut și până acum, îi voi reprezenta cu cinste și onoare și un lucru foarte important, cu demnitate. Oamenii din comuna de Len sunt demni și au nevoie de oameni care îi conduc să fie la rândul lor și demni. În rest, doresc multă sănătate tuturor și să depășim cu bine această stare de pandemie care cu siguranță ne creează foarte, foarte multe probleme. Bun, a fost o emisiune de promovare electorală în legătură cu acuzațiile formulate de invitatul meu. Vom încerca să aflăm un punct de vedere de la domnul pus în discuție, tocmai pentru că n-a fost o emisiune de dezbatere electorală. Invitatul meu de astăzi, domnul Dumitru Prigoreanu, edilul comunei de Len, candidat PNL pentru funcția de primar. Ne revedem și cu alți candidați. Sănătate și numai bine!